Apreciez la Europa de astăzi că este prezentă și oferă un cadru de implicare tinerilor, oferă oportunități, este un punct de plecare, leagă țările între ele, ne oferă niște perspective de care poate nu suntem conștienți. În ceea ce privește mobilitatea, putem să avem un job în altă țară a Uniunii Europene, ne bucurăm de roaming în toate țările europene. Avem proiecte de implicare pentru tineri care au impact la nivel local și schimbă comunități. Dar ce aș vrea să văd de la Europa de mâine este o prioritizare mai mare a tinerilor în ceea ce privește crizele. Suntem conștienți că am avut pandemia, avem criza climatică, avem criza de la granițele noastre în ceea ce privește războiul și valul de refugiați. Însă, de multe ori, când ne lovește o criză la nivel european, tinerii cad pe locul 2. Ori, tinerii sunt cei mai afectați de aceste crize. Ne pierdem locurile de muncă, nu mai avem perspective în educație, nu ce am văzut în România, o parte considerabilă din tineri n-au mai avut acces la educație. Ceea ce înseamnă că vrem de la o Europa de mâine să ne facă să simțim că suntem o prioritate la modul cel mai serios, că suntem parteneri egali în relație cu instituțiile europene, că ne iau în serios vocile, nu doar ne ascultă și nu doar ne oferă oportunitatea de a ne spune oful, și că implementează proiecte strategice care ne ajută. Într-un context în care lucrurile nu sunt făcute așa de bine de către stat, cred că voluntariatul este acel ceva care reușește să coalizeze comunități, reușește să dea tonul, reușește să producă schimbări la firul ierbii. Eu sunt recunoscătoare Uniunii Europene că putem să trăim în pace, în primul rând, că România a putut să se dezvolte în așa manieră încât eu astăzi am oportunități de implicare, promovăm împreună democrația și eu mă consider privilegiată ca parte a Uniunii Europene că am avut acces la aceste oportunități și, practic, prin acestea, prin tot felul de proiecte dezvoltate prin Uniunea Europeană, am putut să ajung la nivelul ăsta de implicare și să simt că eu, la 21 de ani, pot să am un impact la nivel local, la nivel național, la nivel european. Lucruri care nu cred că s-ar fi putut întâmpla sau s-ar fi putut întâmpla mult mai greu dacă nu aveam această comunitate care ne susține constant de la nivel european. Pentru mine, unitatea este foarte importantă. Cred că atunci când suntem uniți în valorile noastre și că știm că și eu din România am un front comun cu un tânăr din Germania, am un front comun cu un tânăr din Italia și putem să ne implicăm mai mult, e foarte relevant. Este partea de educație. Tinerii vor să aibă acces la un învățământ de calitate, atât pe parte formală cât și non-formală. Ei au nevoie de susținerea organizațiilor de tineret, ei au nevoie să fie implicați activ și civic în comunitate pentru a putea să se dezvolte ca indivizi și să fie împliniți. Pe de altă parte, ei au nevoie și de formare și de încadrare în câmpul muncii. Și acest lucru este foarte relevant, mai ales în contextul crizelor pandemice în care tineri și-au pierdut locul de muncă sau avem un grad atât de ridicat de tineri NEET care nu sunt încadrați în câmpul muncii sau în formare. Este foarte important ca ei să aibă perspective în angajabilitate și să știe că au un viitor sigur, fie în țara lor, fie într-o altă țară a Uniunii Europene. Da, voi merge la vot. Cred că
E o responsabilitate a mea, ca cetățean activ, să mă implic și să maximizez oportunitățile date de statul democratic. Unul dintre ele este votul. Și cred că e foarte important pentru că îmi pun întrebarea, dacă nu aleg eu oamenii care mă vor reprezenta, atunci cine să o facă? Vreau să știu că am avut un cuvânt de spus în ceea ce privește ideile care vor fi propagate la nivel european din partea europarlamentarilor români. Vreau să știu că mă identific cu cei care vor fi prezenți acolo și o modalitate directă de a face asta este să merg la vot în 2024. Uniunea Europeană și unitatea de care avem parte nu este un dat. Ridică-te, implică-te, promovează democrația și asigură-te că și colegii tăi sunt parte din această mișcare.